Grupul de comunicare strategică a anunțat că au fost sesizate autoritățile în legătură cu un document care circulă în spațiul online, atât pe site-urile de știri, cât și pe grupuri de WhatsApp, în care sunt anunțate măsuri drastice de limitare a deplasărilor. Autoritățile au precizat că este vorba doar despre un document în lucru, analizat la nivelul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență, document care poate suferi modificări și care nu are un termen de intrare în vigoare. Draftul conține măsuri stricte de limitare a deplasărilor populației. Printre ele, deplasare doar până la locul de muncă dacă activitatea e esențială cu necesitatea unei adeverințe de la angajator, deplasare doar pentru un consult medical care nu poate fi amânat, cumpărături lângă domiciliu, ajutorarea bătrânilor sau alte urgențe cu detalierea traseului. Atenționăm asupra faptului că în documentul dat publicității nu este menționată data de la care sunt aplicabile măsurile referitoare la deplasarea persoanelor. Acest lucru demonstrează că măsurile nu au aplicabilitate imediată, fiind vorba despre propuneri aferente unor scenarii posibile cu privire la răspândirea noului coronavirus, se arată într-un comunicat al grupului de comunicare strategică. Șeful departamentului pentru situații de urgență, Raed Arafat, a reacționat și el. Într-o postare pe Facebook a scris: referitor la documentul care a fost publicat pe WhatsApp și în diferite medii online și de mass media, în care se prevăd măsuri suplimentare de izolare, acest document este unul destinat analizei grupului de lucru tehnico-științific din cadrul Comitetului Național pentru Situații Speciale de Urgență. Grupul are membri din mai multe domenii, dar mai ales din domeniul medical, epidemiologic și de boli infecțioase. Decizia finală asupra măsurilor se ia la nivelul CNSSU, în urma prezentării discuțiilor din cadrul grupului tehnic. Astfel, este posibil ca unele măsuri să fie luate, amânate sau respinse. Rog populația să nu ia în considerare nimic din ce se publică în spațiul public până nu este adoptat și explicat de autorități. Proiectul răspândit recent este doar un proiect care nu este adoptat și care cu siguranță poate suferi încă multe modificări. Inspectoratul General al Poliției Române a sesizat DIICOT cu privire la săvârșirea infracțiunii de distribuire de informații nedestinate publicității, faptă pedepsită cu închisoare de la 3 luni la 3 ani.